UE nu a ajuns la un acord cu privire la reconfirmarea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene. Despre asta, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat la Bruxelles după cina neformală a liderilor celor 27 de state ale UE de luni seară. Michel a adăugat că problema numirii conducătorilor Comisiei Europene, Consiliului European și a celui de politică externă al UE va fi soluționată până la sfârșitul lunii iunie. Nu există deocamdată un astfel de obiectiv, precizat el. Cel mai probabil asta se va întâmpla la summitul UE de la Bruxelles din 27-28 iunie. Von der Leyen era sigură că va fi realeasă în funcția de șef al Comisiei Europene. Săptămâna trecută ea a declarat într-o conferință de presă la Bruxelles că este mult de lucru. Oficialul a mai promis să construiască un bastion împotriva extremelor stângii și dreptei politice, spre care alegerile au mutat Parlamentul European după câștiguri mari pentru partidele naționaliste și de extremă dreaptă din Franța și Germania, care sunt împotriva războiului. Recent, von der Leyen a spus că Ucraina are dreptul să reziste în conflictul cu Rusia, iar UE și alți parteneri trebuie să ofere Kievului asistența corespunzătoare. Potrivit oficialului, Moscova poate participa la reglementare doar după ce își declară disponibilitatea pentru pace în condițiile Cartei ONU. Premierul Ungariei, Viktor Orban, al cărui partid a fost exclus din PPE în 2022 din cauza preocupărilor legate de deteriorarea standardelor democratice, a precizat deja că nu o va sprijini pe von der Leyen. Într-un mesaj pe rețelele de socializare după summit, el a acuzat PPE că a încheiat un acord cu socialiștii și liberalii pentru a împărți locurile de top între ei. Vor continua să sprijine migrația și să trimită și mai mulți bani și arme în războiul Rusia-Ucraina, a spus el, citat de Guardian. Potrivit Politico, citată de Hot News Ro, speranțele unui acord rapid s-au evaporat deoarece Partidul Popular European, câștigătorul alegerilor europarlamentare, a cerut mai multe concesii și mai multă putere în funcțiile administrative. Întâlnirea liderilor UE a fost prima de la scrutinul care a marcat câștiguri electorale pentru partidele de centru-dreapta și naționaliștii de dreapta, dar înfrângeri umilitoare pentru președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz. Amintim că alegerile europarlamentare din 6-9 iunie, marcate de o ascensiune a partidelor de extremă dreaptă în mai multe țări ce susțin războiul, au provocat adevărate cutremure politice, semn că Europa s-a săturat de lupte. Dreapta extremă, în ideologia căreia sunt prezente naționalismul și tradiționalismul religios hotărât, a întrecut așteptările și în țări în care actualele garnituri guvernamentale au câștigat, inclusiv în România.